Bine v-am regăsit. De ce suferă oamenii? Toți oamenii sunt supuși suferinței, iar cauzele ei sunt multiple, vizând trupul sau sufletul. Se spune însă că suferința înnobilează sufletul. În spitale, centre sociale, unde suferința este vizibilă, rolul preotului de caritate de spital este unul fundamental. Noi am fost la Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Ciolpani, unde părintele Ilie Mirel face misiune printre cei bolnavi. Unii beneficiari nu au aparținători, sunt vârstnici sau tineri, au povești de viață înduioșătoare, iar pentru unii singura lor alinare este cuvântul Evangheliei. Sunt boli în fața cărora știința omenească rămâne neputincioasă. Iar lucrarea unui preot de caritate într-un centru de asistență socială asemenea celui de la Ciolpani este esențială. Am descoperit aici un așezământ unde cercetarea bolnavului se face cu sfială, respect, prietenie, dar și cu multă rugăciune și uimire duhovnicească. Afecțiunile neuropsihice, handicapul somatic, asociat sau mental, constituie crucea pe care o poartă de mai mulți sau mai puțini ani beneficiarii de la Ciolpani din județul Ilfov. Întâlnirea cu ei te determină chiar și ca simplu vizitator să tratezi sufletul cu înfiorarea pe care un credincios o are în fața veșniciei. Timpul trece tot la fel. Orice am face noi în el, important este ca acest timp noi să-l câștigăm pentru mântuirea noastră. Fiecare secundă care se scurge din viață, o dăm ori lui Dumnezeu, ori o pierdem pentru lumea aceasta. Dacă o dăm lui Dumnezeu, o să o găsim și acolo sus când ne vom întâlni cu Hristos. De aceea important este ca să vă mobilizați lăuntru și să găsiți o modalitate prin care să puteți să vă regăsiți. Stabilitatea, adică mă refer liniștea sufletească. Sunt fără familie sau cu familii care nu au niciun venit? Și nu mai au cum să-i întrețină și sunt aduși aici. La nivelul Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov există o comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care se ocupă cu selecția acestor dosare în care sunt aduse documente ce justifică afecțiunea respectivă de la unități sanitare specializate. În prezent, la Centrul de Îngrijire și Asistență Ciolpani sunt 48 de beneficiari. Unii dintre ei sunt aduși de familii, alții nu au aparținători, iar 60% dintre ei sunt cazuri sociale, majoritatea vârstnici. Pentru mulți dintre ei, centrul de la Ciolpani reprezintă casa pe care nu o au sau pe care nu au avut-o niciodată. Ochiul ăsta sunt mai de capul meu. Fără am catarax, dar am pus cristal de văd și eu puțin, dar altfel și curăță picăturile astea. Iau picături atâta, o sticluță, 500 de mii. Așa scumpă. Dar e bunicel. Da. Mai curăță răutate. Și cum este, dar vedeți? Vedeți bine? Vedeți bine? La televizor văd bine. Da? Văd, e bun, dar m-a costat la bani. Cristalul ăla, vreo. Dar e bine că vă oferă posibilitatea să vă bucurați de vedere. Asta e, dar ce mă bucur, dar ce mă bucur. E un lucru extraordinar, să știți. Nu am putut să le luăm interviuri. Vasilica Alexe a fost o excepție pentru starea ei bună de sănătate. A avut 6 copii, 5 băieți și o fetiță. Toți i-au murit de mici, cu excepția unui singur fiu, despre care nu știe dacă mai trăiește sau nu. De cât timp la centru? După 2001 am venit aici. Cum ați ajuns aici, la centru? Ne puteți spune? De mare nevoie, că am avut... Mi-a murit soțul în 81 și am rămas cu un băiat. Am avut mai mult, dar ne-a murit. Și băiatul s-a stricat de atâta băutură, a plecat soția cu 3 copii la Cuscru și eu am plecat de frică să nu mă omoare. Și am stat la o nepoată. Și de la nepoata aia am venit aici. Acum are 83 de ani, este o persoană deschisă, plină de viață și credincioasă.
îi valorizează extraordinar pe cei din jur. De fapt, Vasilica Alexe consideră că beneficiarii și personalul de la Ciolpani sunt familia ei. Am văzut că v-ați bucurat când l-ați văzut pe părintele. Avem pe părintele bun, foarte bun, foarte cum se cade. Și domnul director și domnul administrator. Vă simțiți ca acasă? Da, mai bine, liniște, medicamente, curățenie, mâncare bună. Prin contactul cu fiecare dintre asistați, am învățat câte puțin de la fiecare, în speță de la sora Vasilica. Este o femeie foarte liniștită, o femeie care se dăruie pe ea. Și în fiecare zi, ea își face rugăciune atât de dimineață, atât de seară, îi ajută pe toți cei din jurul ei, este un model al dăruirii. Dacă ne uităm și la capătul patului, ea și-a făcut aici un mic altar și spune la un moment dat, dacă neputința mea trupească mă face să stau departe de biserică, deschid geamul, aud difuzorul de la biserică, aud acolo, de acolo, cum se face slujba și mă închin la icoanele de aici și mă simt ca și cum aș fi acolo, în biserică. Este un exemplu, dar dincolo de toate, știe foarte bine să mascheze suferința pe care o poartă în suflet. La un moment dat, poate ni s-a părut că vorbește cu prea multă ușurință de băiatul care poate n-a mai căutat, dar dincolo de ceea ce putem vedea, este un mormânt lângă care plânge zilnic și la care se gândește. Se roagă pentru el. Se roagă pentru el, se roagă pentru copiii care i-a pierdut, se roagă pentru soțul care pe gălașile veșnice și pentru toată neputința care viața la un moment dat i-a pus înainte. Pentru că dintr-o femeie care la un moment dat avea atât de mult și putea să dăruiască atât de mult, a ajuns în starea aceasta a unei femei care nu mai poate dărui nimic. Dar ea, alt om poate că s-ar fi complexat psihic și ar fi nebunit. Dar ea a luat-o de la capăt. A considerat că venirea în așezământ este un nou început. Este mai ușor să lucrezi din punct de vedere psihologic cu un om care răspunde pozitiv credinței, chemării lui Dumnezeu, pentru că ei au nevoie de valori, ne-a mărturisit Ionela Bucenschi, psiholog. Ei au nevoie de valori, ei nu mai au valori. N-au ce să valorizeze. O parte din ei, cei care nu au familie, nu au aparținători, n-au ce să valorizeze decât ideea de Dumnezeu și de religie. Și văd în Dumnezeu și în religie și în manifestarea iubirii față de Dumnezeu singura posibilitate de a merge mai departe. Ei oricum percep marea majoritate din discuțiile pe care le-am avut la nivelul ăsta, strict ce ține de domeniul meu, percep implicarea sau relația pe care o au cu Dumnezeu și evoluția lor, a celor care sunt mai năpăstuiți, să zic așa, sau mai nefericiți, care au avut o evoluție nu tocmai favorabilă, percep lucrurile la nivelul ăsta de este o cruce pe care trebuie să o duc. Și nu de multe ori, nu de puține ori am auzit chestia asta. Adică mulți așa se raportează. Ce vrea Dumnezeu, citez, ce vrea Dumnezeu, este o cruce pe care trebuie să o duc, da? Dacă mama și tata nu m-au vrut sau dacă nu vin și mă mai caută, că sunt unii dintre ei care sunt vizitați foarte rar. Da? Dacă mama și tata nu mă mai caută, măcar îl am pe Dumnezeu. În opinia părintelui Mirel Ilie, preotul de caritate este cel care trebuie să se dăruiască pe el necontenit. Dacă într-o parohie s-a terminat slujba și credinciosul își vede de drumul lui spre casă, aici bolnavul nu are unde să-și continue drumul decât spre patul lui. Și să te înfrățești cu acest pat zi de zi, oră de oră, duce inevitabil la acutizarea sentimentului de abandon. De aceea, probabil, unii dintre ei au ales să-l numească pe părintele Mirel tată. Și îmi tot spuneau că părintele Mirel este mai mult decât un duhovnic, că dumnealui este cel care se îngrijește cel mai mult de ei. Îl valorizează, cu siguranță. Îl valorizează atât ca din punct de vedere duhovnicesc, cât și din punct de vedere uman. De multe ori când intru pe poarta centrului și când aud că se strigă a venit tati, tati, mare majoritate folosesc acest apelativ. Nu că le-aș fi impus eu, dar la un moment dat când dărui, când mângâi, când ajuți, când sprijin, cei de lângă tine la un moment dat simt nevoia să te asimileze ca unul de-al lor. Deși sunteți mai tânăr. Într-adevăr, la un moment dat a fost un complex, aș putea spune, că acum 7 ani eram mult mai tânăr decât acum.
8 ani, eram mult mai tânăr decât acum și mă simțeam la un moment dat parcă jenat. Mulți dintre având o cultură extraordinară. Oameni care au ajuns aici datorită unor împrejurări ale vieții. Și văzând felul lor de a fi una dintre beneficiarele, dintre asistatele care au fost aici, a trecut la cele veșnice, Dumnezeu să odinească Ștefania, mă spunea la un moment dat, părinte, nu uita un singur lucru. Tot ce cunoaște și ce știm noi, chiar dacă știm mai mult decât Sfinția ta, trebuie să te gândești la un singur lucru, că noi avem nevoie de preot. Tu ești cel care trebuie să ne mângâie, să ne spovedească și să ne dea iertarea, care odată, eu cred că este, acea viză care ne permite intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Și a fost așa un avânt pentru mine. Parcă a fost o mângâiere care m-a făcut cu adevărat să-mi simt locul aici. Dintr-un total de 74 de preoți de caritate care slujesc în Arhiepiscopia Bucureștilor, 10 își desfășoară activitatea în centre sociale. Dintre acestea aș aminti Centrul Social Sfântul Vasile, Centrul Social de la Ciolpani și Centrul de Asistență numărul 2, aflat în București. Care este rolul preotului de caritate într-un așezământ social, cum este, de exemplu, cel de la Ciolpani? Preotul de caritate dintr-un așezământ social, pe lângă slujbele pe care le săvârșește Sfânta Liturghie, Sfântul Maslu și alte rugăciuni în beneficiul celor asistați, trebuie să se implice și să acorde foarte mult timp fiecăruia dintre cei bătrâni, pentru că vorbim despre bătrâni, să stea cu ei, să-i asculte, să le afle durerile fizice. Chiar îi ajută lucrul acesta ca cineva să-i asculte vorbind despre ceea ce-i doare. Și în același timp trebuie să le aline și suferința psihică, sufletească. L-am rugat pe părintele Ilie Mirel să ne prezinte pe scurt câteva cazuri care l-au impresionat. Mulți au fost și pot fi exemple, pilde de viețuire pentru fiecare dintre noi, ne-a mărturisit preotul de caritate de la Ciolpani. Unul dintre asistați care, cu o zi înainte, îl spovedisem. În ziua aceea a insistat foarte mult să merg să-l spovedesc, l-am spovedit undeva pe seară, undeva jur de orele 17, și la un moment dat m-a prins de mână și mi-a spus, știi, îngerul meu păzitor, mi-a spus că am un păcat pe care l-am făcut și care aș vrea să-l mărturisesc, am uitat să-l spun. S-a mărturisit și mi-a spus mâine dimineață la ora 5, o să plec. Îngerul meu păzitor mi-a spus că o să plec acolo sus. Să-mi aprindă și mie cineva lumânare, să am lumânarea aprinsă. Și într-adevăr, a doua zi el a fost plecat acolo. Mi-aduc aminte că în momentul în care m-am despărțit de el, m-a prins de mână și mi-a spus să nu uita să mă pomeniți. Dar rândul meu l-a rugat, fratele meu, roagă-te și pentru mine acolo sus și spune lui Dumnezeu că îmi doresc și eu să ajung acolo. Părinte, nu te voi uita, dar te rog să mai ai rugăciune. Dimineața, într-adevăr, dimineața ora 5 a trecut la cele veșnice. Poate că sunt lucruri aparent mărunte, dar pentru mine au avut o însemnătate extraordinară. Asta mi-a întărit încă o dată credința că cei pe care îi slujesc aici, chiar dacă sunt bolnavi, chiar dacă sunt poate neștiința de cauză și poate nu te mai cunosc, la un moment dat viața îi face să nu te mai recunoască, dincolo de ceea ce se poate vedea în fața lui Dumnezeu odată cu toții, știm cu toții că atunci când vom ajunge acolo sus, ne aducem aminte de toți cei ce ne-au mângâiat în această lume și ne-au sprijinit în tot ceea ce am făcut.